Vin vești foarte proaste din Albania, acolo unde președintele Klaus Iohannis participă la summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest, la Tirana. Cancelarul Austriei a anunțat ferm, încă o dată, că Austria nu-și schimbă părerea și că nu va permite României aderarea la spațiul Schengen. Klaus Iohannis nu vrea să recunoască eșecul și susține că încă se mai discută și încă se mai negociază. Gabriela Mihai ne aduce toate detaliile. Te ascultăm. Am găsit, încă se poartă discuții și negocieri la cel mai înalt nivel, astfel încât țara noastră să primească un vot pozitiv în Consiliul Jai, care va avea loc pe 8 decembrie, adică peste două zile. Ei bine, vedem că astăzi cancelarul Austriei a spus încă o dată ferm și clar că Austria nu va da un vot pozitiv pentru ca țara noastră să intre în spațiul Schengen. Ulterior, președintele României Klaus Iohannis a făcut și el declarații susținând că negocierile se vor duce până în ultima clipă și bineînțeles că mai sunt negocieri și în aceste momente, se duc până la urmă pe toate căile diplomatice aceste negocieri, tocmai pentru ca peste două zile, în cazul țării noastre, să vină și un vot unanim în Consiliul Jai, pentru că aceasta este condiția conform procedurii, în momentul în care se supune la vot aderarea țării noastre în spațiul Schengen, este nevoie de un vot în unanimitate, astfel că toate cele 27 de țări care fac parte din spațiul Schengen trebuie să fie de acord. Vedem că această poziție a Austriei este una vehementă. Inițial nu așa susținea Austria. Inițial, Austria susținea că nu se opune aderării României la spațiul Schengen. Vedem însă că pe ultima 100 de metri s-a schimbat poziția, susținând oficialii austrieci că ar fi vorba despre problema migrației. Însă, cifrele arată că aceste argumente aduse de ei nu sunt tocmai reale în contextul în care această problemă a migrației nu ar veni din țara noastră. Am văzut că ieri a fost la Viena și ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, unde a avut discuții cu omologul său din Austria, tocmai pentru a prezenta încă o dată toate cifrele și toate datele care vin în această problemă a migrației și vom vedea până la urmă dacă atunci când se va da un vot, adică pe 8 decembrie, țara noastră va intra sau nu în spațiul Schengen, pentru că, așa cum spuneam, există mai multe variante, inclusiv în ziua votului este posibilă, de exemplu, o amânare a acestui vot dacă el nu va fi în unanimitate favorabil țării noastre, însă vom vedea până la urmă cum vor mai decurge aceste negocieri care au în continuare loc. Încă se discută, se negociază. Joi, această chestiune se va afla pe masa Consiliului în format JAI de miniștri de interne și de justiție. Acolo, sigur că se va discuta in extenso această chestiune. Până atunci, este nevoie încă de negocieri, încă se discută pe textul acelei decizii și noi suntem angajați să stăm hotărâți până în ultimul moment și să ducem decizia acolo unde o dorim noi. În continuare se discută și se negociază și nu ne vom opri din discutat și negociat până în ultimul moment. Declarațiile vin după ce cancelarul Austriei Karl Nehammer a anunțat că Viena se opune ferm intrării României în spațiul Schengen. Der Minister hat hier schon klar auch heute dazu Stellung genommen. Es gibt derzeit keine Zustimmung Österreichs zu einer Erweiterung Bulgarien-Rumänien. Es geht darum, dass man mehr Zeit braucht. Es gibt bei uns viel zu große Zahlen. Wir haben 75.000 nicht registrierte illegale Migranten in Österreich, das heißt, die haben eine EU-Außengrenze überschritten
und sind dann trotzdem in ein Binnenland wie Österreich durchgekommen. Diese Sicherheitsfragen gilt es zuerst zu klären. Înainte de anunțul făcut de cancelarul austriac Marcel Ciolacu era destul de optimist. Eu mențin părerea că pe data de 8 decembrie vom intra în spațiul Schengen și nu cred că alt stat al Uniunii Europene, iar un stat prieten cum este Austria, se poate opune pe nedrept intrării României în spațiul Schengen. La rândul său, liderul PMP, Eugen Tomac, spune că în urma unui refuz discriminatoriu, așa cum ar fi cel al Austriei, se poate ajunge în justiție. Trebuie să ne jucăm cărțile până în ultima clipă, însă este regretabil că am ajuns în acest punct, pe de o parte, pe de altă parte, clar este că Austria ne discriminează la ora actuală, pentru că abordarea precum că Croația întrunește toate condițiile tehnice ale României nu este părtinitoare și de rea credință și din acest punct de vedere este evident că trebuie să ne batem până în ultima clipă. Noi am avut un opozant cum a fost Olanda pe care am convins-o că merită să gestionăm frontierele Uniunii Europene, să fim acceptați în spațiul Schengen. Ceea ce se întâmplă la ora actuală este inacceptabil, de nepermis și evident că trebuie să ne pregătim și de un plan B în cazul unui refuz prin blocarea accesului nostru în spațiul Schengen de către Austria. Va trebui să ne îndreptăm și spre justiție, pentru că este discriminatorie această abordare nejustificată, fără argumente credibile în ceea ce privește partea noastră de vină în gestionarea valului de imigranți.